Un tânăr de 22 de ani din Media și-a murit în noaptea de marți spre miercuri. Mașina pe care o conducea a intrat într-un stâlp de electricitate și a decedat pe loc. Conducătorul auto se deplasa spre sensul de mers Mediaș-Sighișoara, în condiții de ploaie și carosabil acoperit cu apă. Ora de Sibiu și Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu vă invită să participați la desemnarea celei mai frumoase terase din Sibiu. Cu siguranță aveți un loc preferat în care v-ați întâlnit cu prietenii, la o poveste sau doar ați savurat o cafea într-un ambient plăcut. Acum e timpul să vă amintiți de aceste momente pentru a putea vota până în 29 august terasele sezoniere din Sibiu, care vă plac cel mai mult atât din punct de vedere estetic, cât și al atmosferei și al personalului. În județul Sibiu au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 9 persoane confirmate în ultimele 24 de ore. La ora 8 erau ospitalizate un număr de 31 de persoane, dintre care 4 sunt pe ATI. La nivelul județului Sibiu, în ultimele 24 de ore s-au efectuat 699 de teste. Meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru intervalul 18 august ora 10, 19 august ora 8, când vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, adverse torențiale și pe alocuri vijelii și grindină. Acest cod vizează inclusiv județul Sibiu. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.